Bună ziua! Ținem să vă mulțumim în mod deosebit ca să răspuns invitații noastre de a participa la această conferință de presă, prin care vom încerca să prezentăm, să spicuim din realizările Ministerului Agriculturii privind programul de guvernare, apoi câteva date despre recolta de cereale păiase din 2018, despre programele noi care s-au implementat pentru dezvoltarea agriculturii și o să vă spun ceva și ce a făcut Ministerul Agriculturii în vederea preluării președinției Comisiei Europene de către Consiliul European de către România. Referitor la prima temă, putem să spunem că MIADRE a realizat toate obiectivele scadente din programul de guvernare pentru anul 2017 și 7 luni pe 2018. În primul rând, în această perioadă s-a elaborat 1058 de acte normative, legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, ordine de ministru, care toate au condus la o mai bună organizare pentru absorbția fondurilor europene și pentru ca banii să ajungă la timp la fermieri. Comparativ cu 2016, când au fost 187 de astfel de acte normative, vedem că Ministerul a elaborat și promulgat mai multe acte normative care se vin în sprijinul fermierilor și a zonei rurale. Unul din obiectivele principale ale Ministerului Agriculturii a fost alocarea la timp a subvențiilor pentru agricultori. Da? În 2017 au fost autorizate la plată 2 miliarde 766 milioane de euro, iar în anul 2018, până pe 7 luni, s-au autorizat 2,74 miliarde de euro. Deci, apoi s-a încheiat depunerea cererilor pentru campania 2018 la 15 mai. Fapt ce va face ca și în acest an să se poată da subvenții în procent de 75%, așa, fermierilor, începând cu 16 octombrie. Pentru că anul trecut, realizând același obiectiv, la aceeași dată, banii aceștia au venit în sprijinul fermierilor care au putut să-și procure o parte din inputurile de care aveau nevoie pentru a desfășura o campanie de toamnă bună și în primăvară. Și se vede că în anul 2017-2018, o să vedeți când o să ajungem la producție, producțiile au crescut simțitor, deoarece lucrările s-au putut face în timp optim. Din fondurile europene, FEGA și FEADR prin APIA, comparativ cu anii precedenți, deci în 2015-2017, ați văzut, s-au accesat 1.520.000 prin FEGA și 582 de milioane prin FEADR. În perioada 2017-2018, fondurile accesate au fost mai mari de 2,7 ori față de 2015-2016. Uitați-vă, la FEGA 3.484 miliarde, iar la FEADR 859 de milioane. Un alt obiectiv al Ministerului a fost și este în continuare reabilitarea infrastructurii principale de irigații prin Planul Național de Irigații. În 2017 s-a contractat o suprafață de 669.000 hectare. S-au aplicat udări pe 508.000 hectare și numărul de stații de pompare puse în funcțiune a fost de 122. În 2018 s-au făcut investiții la 47 de obiective de irigații. 1,2 milioane de hectare sunt pregătite pentru irigat, 1 milion sunt contractate, inclusiv contracte
sezoniere. Sunt 336 de stații de pompare de irigații, 470 de stații de desecare și de la 1 ianuarie s-au constituit 36 de organizații noi de utilizatorilor de apă pentru irigație. Deci, campania de irigație în 2018 a început pe 14 aprilie față de anul precedent, când a început pe 12 mai. Și știți că anul ăsta a fost foarte multă nevoie de apă. Acei care au norocul și sunt în perimetru unde se pot utiliza apa pentru irigații, i-a ajutat foarte mult. Obiectivele de îmbunătățiri funciare cu finanțare de la buget realizate în anii 2016, 2017 și 2018. De exemplu, pentru irigații, în 2018 s-au cheltuit 28 de milioane. În 2017 s-au cheltuit pentru irigații 30 de milioane, s-au realizat 48 de obiective, iar în 2018, pe 7 luni, s-au cheltuit aproape 44 de milioane, s-au realizat 84 de obiective. Ne interesează în special irigațiile. Sunt importante și lucrările de desecare și combaterea eroziunii solului. Toate sunt într-un trend ascendent. În 2017-2018 s-au pus în funcțiune 10 amenajări de irigație, nepuse în funcțiune de peste 20-25 de ani. În 2017-3, amenajarea Hârșova, așa, în județul Constanța, amenajarea Horia Liveni Manoleasa în județul Botoșani, amenajarea Vișoara în județul Teleorman. Iar în 2018, 17 amenajări. Amenajarea Olternița Surlar Dorobanțu în județul Călăraș, amenajarea Ostrov în județul Hunedoara, amenajarea Moacșa în județul Botoșani, la stânca Costești, amenajarea Ruginești, Pufești, Panci în județul Vrancea, amenajarea Giurgiu, Răzmirești în județul Teleorman, amenajarea Căteasa, Viteiul, județul Argeș. În cadrul acestui program de reabilitare și de încurajare a folosirii apei pentru irigații, guvernul a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de punere sub presiune. Deci în 2017 lungimea canalelor cu apă a fost până la 1700 de kilometri, 290 de motopompe ale fermierilor în funcțiune în vara anului 2017. În 2018, pe 6 luni, s-au umplut 1800 de kilometri de canale cu apă și, în final, lungimea canalelor umplute cu apă a ajuns la 2000 de kilometri. Sunt instalate 280 de pompe ale utilizatorilor. Un alt obiectiv important pentru agricultori a fost dezvoltarea sistemului național antigrindină și de stimularea a precipitațiilor. În 2017 au fost funcționale sau au făcut să fie funcționale încă 34 de puncte de lansare care acoperă 500.000 de hectare, puse în funcțiune la 15 aprilie 2017. În lunile aprilie-septembrie 2017 s-au folosit un număr de 927 de rachete antigrindină. La 2018 până pe 7 luni s-au executat suplimentar 28 de puncte de lansare noi, îndeosebi în județele din sud, sud-vest și vest. Sunt în exploatare 60 de puncte de lansare ce acoperă 870.000 de hectare și s-au lansat 1279 de rachete antigrindină care au avut efectele scontate.
În tot în cadrul programului de guvernare s-au pus în funcțiune, au devenit funcționale multe programe de stimulare a producției vegetale, zootehnice și acvaculturii prin înființarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanții de stat. Deci pentru fermieri era o mare problemă să obțină partea de cofinanțare de la bănci. Prin programul acesta de garantare, deci în 2017 s-au acordat garanții în valoare de 778 de milioane de lei, iar în 2018, pe 7 luni, valoarea garanțiilor acordate este de 344 milioane lei. A crescut valoarea garanțiilor acordate pentru achiziția de terenuri agricole. Știți că prin legea 17 din 2014, da, am fost obligați să ne deschidem piața funciară și către străini. Pentru, în acest fel, prețul hectarului de teren a crescut, iar fermierii români, în special tinerii spre care se îndreaptă atenția Ministerului, puteau să acceseze mai greu credite ca să-și ia și ei teren. Și atunci s-a acordat garanții și pentru achiziția de terenuri agricole. Deci în 2016 au fost 28 de solicitanți pentru o suprafață de 481 de hectare cu credite de 9 milioane și garanții de 4 milioane. În 2017 au fost 21 de solicitanți, suprafață tot 481, credite acordate 9,5, garanții de 4,4. În 2018 se vede că s-a impulsionat piața și au fost 75 de solicitanți pentru o suprafață de 2846 de hectare, 76 de milioane credite acordate, garanții pentru 33 de milioane. Tot în această perioadă, prin măsurile luate de Ministerul Agriculturii, a crescut gradul de absorție a fondurilor europene. Astfel, în 2017, s-a realizat absorția a 3,33 miliarde de euro din fonduri europene destinate agriculturii. România a fost de 3 ori pe primul loc în accesarea fondurilor europene, în luna martie și august, la accesarea sumelor din FEGA și în trimestrul 2 la accesarea sumelor din FEADR. Pe 7 luni la 2018 s-au absorbit 2,29 miliarde de euro și Ministerul este sigur că se va realiza angajamentul de 3,2 miliarde de euro pentru acest an. Dacă facem comparație cu restul sectoarelor din economie, Ministerul Agriculturii se află de departe pe primul loc în ce privește absorbția fondurilor europene. Deci, plafonul financiar alocat României din FEGA, ce se derulează prin APIA pentru campaniile de plată 2015, 2016 și 2017, este de 5,17 miliarde euro. Comisia Europeană a rambursat până la această dată suma de 5,02 miliarde euro, ceea ce reprezintă un procent de 97,29%. Deci, un procent de destul de ridicat, având în vedere diferența de 2% și ceva, care probabil vor fi absorbite, vor plăti în continuare. Din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în anii 2016-2018, au fost efectuate prin AFIR plăți pentru proiecte de investiții ce se vor ridica la suma de 4,13 miliarde de euro, din care 1,4 miliarde de euro în 2018, dar se derulează în continuare aprobarea proiectelor și probabil că suma va crește. Deci, prin AFIR, 12.783 de tineri fermieri au fost sprijiniți prin
PNDR 2014-2020 pentru activități agricole, dintre care 2649 de tineri fermieri din zona montană. Prezint defalcat pe fiecare măsură în parte, sub măsură în parte, cum au fost accesați acești bani. Pentru activități non-agricole, prin același fond, au fost sprijiniți 705 tineri antreprenori prin PNDR 2014-2020. Deci au beneficiat tineri antreprenori de 33 de milioane de euro, 547, pentru înființarea activităților neagricole sub măsura 6.2, și 158 de tineri cu 27 de milioane de euro pentru dezvoltarea activităților neagricole prin sub măsura 6.4. Deci, tot prin acest PNDR 2014-2020 s-a sprijinit dezvoltarea rurală, în zona rurală, de activități non-agricole, privind 300, modernizarea și reabilitarea pentru irigația 364.000 de hectare, 3.359 km drumuri comunale modernizate, 2.759 IMM-uri cu investiții non-agricole în mediul rural, pentru că este de mare importanță dezvoltarea acestor activități non-agricole în mediul rural, pentru că poți ocupa forța de muncă din zona rurală. Altfel pleacă toți de acolo. Și așa putem atrage și tinerii cu inițiativă și așa vom mai avea zonă rurală. Altfel, dacă nu, pe cale naturală, România va rămâne fără zonă rurală. Și această inițiativă de sprijinire a activităților non-agricole în zona rurală este de mare importanță. Au fost modernizat 718 km de drumuri forestiere, rețea de alimentare cu apă în mediul rural de 1689 de km și de această infrastructură rurală beneficiază 4 milioane de locuitori. De asemenea, 2.909 km de rețea de canalizare în mediul rural. Acum să știți că nu se mai poate accesa un proiect pentru aducțiune de apă dacă nu faci în același timp și pentru canalizare. Da? Și în felul acesta se încearcă apropierea condițiilor din mediul rural de cele din mediul urban, ca să facă atractivă zona și pentru cât mai mulți care vor să ducă un trai decent. Impactul investițiilor în zona rurală. 9.969 de tineri fermieri au fost susținuți pentru înființare de noi ferme. Au apărut 189 de unități de procesare produse agricole și pomicole și s-au creat 6.158 de noi locuri de muncă. Exploatațiilor agricole finanțate prin PNDR 2020 a fost va fi de 315.352 de hectare și 19.371 de fermieri sprijiniți. În topul județelor cu proiecte de investiții prin PNDR 2014 se află pe primul loc Bihorul, apoi Bistrița, Năsăud, Dolj, Dâmbovița, Maramureș. S-au creat și investiții de utilitate publică și au fost finanțate prin PNDR 2014-2020. Au fost finanțate 319 unități de învățământ, unități de învățământ liceale, agricole, grădinițe, infrastructură socială, creșe și alte after school.
În județul nostru avem trei licee agricole care vor beneficia de fonduri, ele trecând în coordonare dublă, Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii, trecând de la consiliile locale la Ministerul Agriculturii. Astea sunt Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad din Horea, Liceul Tehnologic Ion Creangă de la Târgu Neamț și Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau Vânător Neamț. Prin trecerea acestor unități de învățământ din subordinea consiliilor locale în subordinea direcțiilor pentru agricultură, vor face ca unitățile vor putea accesa proiecte pentru că aș putea moderniza baza materială. Un program care și-a făcut foarte bine simțit efectul a fost programul de sprijinire a produselor deficitare, tomate în spații protejate. Deci, la nivel de țară, în 2017, 11.705 legumicultori au fost înscriși în program, 8.026 de producători au livrat pe piața internă 50.160 de tone de tomate și au primit la sfârșitul anului 2017 108 milioane lei. În 2018 s-au înscris în program 15.773 legumicultori. În ciclu 1 s-a terminat cu 10.924 de locuitori care au legumicultori care au livrat peste 65.000 de tone roșii pe piața internă și aceștia au primit 150,7 milioane lei de la MIADR. Mai sunt 4.745 legumicultori înscriși în ciclu 2, din care 3.854 au început plantările. La nivelul județului, în 2017 noi am avut înscriși în program 38 de legumicultori, din care 34 au livrat pe piață 74.729 de kilograme tomate și au primit 458.368 de lei. Au primit subvenția de 3.000 de euro pe hectar. Pe anul 2018 am avut înscriși în program 56 de legumicultori. În ciclu 1 au livrat 12 legumicultori, 28.462 de kilograme de tomate și au primit 165.574 de lei. 43 de legumicultori sunt înscriși în ciclu 2, care au efectuat plantările și au început verificările pentru începutul de rodie. Urmarea acestui program în județul nostru a crescut suprafața de legume din spații protejate de la 38.023 de metri pătrați în 2017 la 54.791 metri pătrați în 2018. La nivel de țară, vedeți că a crescut suprafața de la 4.053 de hectare în 2017 la 5.344 de hectare în 2018. În cadrul programului de guvernare s-a avut în vedere și reorganizarea unităților de cercetare. Deci de la 1 ianuarie 2017 au fost reorganizate 39 de unități de cercetare față de 3 unități în perioada 2009-2017. Hotărârile de guvern pentru 14 unități sunt în curs de avizare și se vor definitiva până la sfârșitul anului. La nivelul județului Neamț, noi avem o stațiune, stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă Secuieni, pentru care este pe site-ul Ministerului proiectul de act normativ din 30 iulie 2018 și urmează ca în cursul lunii acestea să fie
dată hotărârea de guvern și este reorganizată și stațiunea Secuieni. Același lucru cu dublă subordonare la SAS și la Ministerul Agriculturii, îi favorizează aceste unități de cercetare să poată accesa fonduri europene. Până acum nu puteau pentru că erau de utilitate publică. Da? În momentul acesta pot accesa orice proiect, exact ca orice societate comercială, inclusiv se pot face asocieri, pot intra în cooperații, pot face proiecte în parteneriat public-privat, deci este un sprijin mare pentru pentru stațiunile de cercetare și vreau să vă spun că stațiunea de cercetare de la Secuieni este printre cele mai performante din țară, având în vedere că ei trăiesc doar din fonduri proprii, deci n-au pierderi, în fiecare an dau profit și sperăm că pe viitor se vor dezvolta și mai mult. Un alt obiectiv al programului de guvernare este încurajarea agriculturii ecologice. În anul 2017, și a produselor tradiționale. Deci, în 2016 erau atestate la minister 55 de produse tradiționale, 27 de produse atestate conform rețetelor consacrate românești. Acum sunt 80 de produse tradiționale, 22 de produse atestate în 2018 conform rețetelor consacrate românești, 61 de produse cu mențiunea de produs montan. La nivelul județului aveam în 2016 12 produse tradiționale atestate și 9 produse atestate conform rețetelor consacrate românești. În 2017-2018 mai avem încă 15 produse tradiționale atestate și 14 produse cu mențiunea produs montan. Un alt program susținut prin HG500 din 2017 este un program pentru sprijinirea colectării și comercializării lânii prin schemă de ajutor de minimus de 1 leu pe kilogramul de lână. Deci programul nou a început în anul 2018 pentru o perioadă de 4 ani. Sunt 32.328 de crescători de oi înscriși în program, 12.075 de tone colectată, 9.000 de tone numai în județul Sibiu. Lână exportată până la data prezentă, 9.060 de tone. Acest program a dus la venituri mai mari încasate de crescătorii de ovine pentru lână valorificată. El este doar la început. Important e că pe măsură ce se vor înscrie cât mai mulți în program și cantitatea de lână colectată și vândută va crește, se vor înființa centre de preluare și prelucrare a lânii în fiecare județ și atunci și oierii vor obține sume rezonabile pentru produsul lor care se numește lână și din păcate înainte și încă mai sunt și acum cazuri, acest produs rămâne aruncat și nevalorificat. Acest program probabil că va duce la colectarea întregii cantități de lână și prin prelucrarea ei îi se va da diferite utilități care o va face să intre în multe ramuri ale economiei produse lână. Un alt program este programul de dezvoltare a raselor din suinele românești în regim tradițional, Bazna și Manganța. Programul a început tot în 2018, tot pentru o perioadă de 4 ani. Sunt înscriși până acum 3.215 producători de genetică, deci crescători de purceni, 54.850 de
pur cei solicitați de către beneficiari, s-a livrat un număr de 840 de purcei. În luna martie a început plata subvenției de 250 de lei pe cap de purcel. Pentru cei 840 de purcei s-au plătit 210.000 lei. Programul merge mai greu pentru că aici nu se găsesc procesatori încă interesați, pentru că prin ei se închide circuitul. La noi avem în județ, înscriși în program, 91 de crescători care au solicitat 18 purcei, dar din păcate în județul nostru nu deținem niciun producător aprobat în program, ceea ce îngreunează considerabil livrarea de purcei către beneficiari. Deci până nu se va găsi procesator care să vrea să prelucreze această carne, programul mai bate un pic pasul pe loc, dar începutul este făcut. Deja prețul la purcei de Mangalița și Bazna a început să crească. Înseamnă că cererea este în creștere și atunci și cei care dețin această genetică vor avea de câștigat. Vom trece la recolta de cereale păioase din 2018. România este o țară cu un profil predominant cerealier. Anul trecut, România s-a situat pe locul 1 în Uniunea Europeană la porumb și la floarea soarelui și la locul 4 la grâu și rapță și locul 3 la soia. Aceste culturi au condus anul trecut la creșterea rapidă a agriculturii în PIB, dar mai ales la creșterea valorii agriculturii hotărătoare la securitatea alimentară a populației. În vara anului 2018, deși am traversat una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere meteorologic și au fost afectate circa 40.000 de hectare de culturi arabile, livez, viță de vie, solari, s-au înregistrat pagube la 41 de amenajări funciare cu o valoare de circa 72 de milioane de lei, pentru care guvernul României a fost informat guvernul României în vederea solicitării de asistență financiară din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Pentru culturile care îndeplinesc condițiile de desfăgubire, acestea se vor acorda după finalizarea dosarilor. La nivelul județului Neamț, au fost afectate aproximativ 7.697 de hectare cu pagube estimate la aproximativ 12 milioane lei. Cu toate aceste condiții grele pentru anul agricol 2018, recolta de cereale păioase a înregistrat creșteri față de anul trecut, înregistrând în țară pe țară un nou maxim istoric. Aceasta s-a datorat în primul rând acordării la timp a subvențiilor, precum și respectării tehnologiilor moderne de cultură. Dar chiar dacă în unele județe a plouat, acest fapt nu a afectat producția de cereale în marile județe cultivatoare. Deci, cereale păioase în 2018 avem 12.826.500 tone. Uitați-vă față de 1990, când producția a fost de 10.293.000 tone, în 2016 10.943.000 și uitați de aici când încep să vină subvențiile la timp, observați creșterea. 12.709.000 tone în 2017, 12.126.000 tone în 2018. Așa. La producția medie, uitați-vă, în 1990, la cerealele păioase, aveam o producție medie de 3.225. În 2016 a fost 3.805, în 2017 4.598, iar în 2018 4.654.
Da, la noi în județ, în 1990, producția era de 2116 kg. În 2016 a fost de 4183 de kilograme, în 2017 4630, în 2018 am coborât la 4057, pentru că la noi cerealele păioase au fost afectate foarte mult de ploile din timpul recoltării. La grâu, în 2018 am obținut o recoltă de o producție totală de 10.271.600 de tone, da? Deci mai mare decât cea de anul trecut, când a fost cea mai mare producție din istoria țării și raportat față de 1990, uitați-vă, de 7.289.300 de tone. Producția medie, de la 1990 de la 3235 de kilograme în 1990, am avut în 2016 3944, în 2017 4888, iar în 2018 4870 de kilograme pe hectar, producția medie, când toată lumea credea că va fi mai mică decât anul trecut, dar județele din sud, marile cultivatoare de cereale păioase, de grâu în special, au fost mai puțin afectate. La noi în județ, la grâu, am avut în 2016 4554 de kilograme la hectar, în 2017 5041 de kilograme, iar în 2018 4402 kilograme producția medie. V-am spus, condițiile necorespunzătoare din perioada de recoltare, ploi îndelungate, au dus la îngreunarea campaniei de recoltare și au fost pierderi mari. Și am coborât cu 600 de kilograme față de anul trecut. Aceleași, la recolta de grâu și orz în 2018, aveți aici primele 10 județe cu cea mai mare producție medie la grâu și la orz. Deci la grâu, Timișul 6200 de kg la hectar, Aradul 6100, Bihorul 6095, tot așa Brăila cu 5086. Iar la orz, Constanța pe primul loc cu 6700 și Ilfovul pe locul 10 cu 5020. Noi am făcut și noi un clasament al societăților agricole din județul nostru și avem în primii 10 grupul de firme TCE 3 Braz cu 8000, Agrosuin Secuieni cu 8000, Tondora Agro Săboani 8000, Tehnoindie Găie 7000, Nicol Pop Dumbrava Roșie 6700, Agri Geodana Bahna 6500, Sece Agra Ștefan cel Mare 6130, Agromec Roman 6044, Sece Dea Secuieni 6000 și Sece Rova Sagna 5756. La Borz, nu o să mai citesc pe toți așa, grupul de firme TCE 3 Braz 8100, iar pe locul 10 Biobratix Ruginoasa 5000 de kilograme producția medie. De fapt, la mapele pe care le-am dat, o să găsiți toate aceste producții. Ministerul are în vedere noi programe pentru dezvoltarea agriculturii și programe noi ce privește zona montană în special. Deci, pentru zona montană s-a aprobat un program pe 10 ani de 1 miliard de euro, care este un program operațional de consolidare a capacității administrative pe zona montană. Plus un program de consolidare de 27 de milioane. Prin legea muntelui s-au dat toate acestea. Zona montană de la noi
cuprinde 658 din România de UAT-uri, 3520 de sate pe 27 de județe. Noi avem în județul nostru 23 de unități administrativ-teritoriale care cumulează o suprafață de 80.908 hectare, ceea ce reprezintă 28,7% din suprafața agricolă a județului și în această zonă trăiesc 183.078 persoane care reprezintă 38,88% din populația județului. Aici aveți situația cu locuitorii la nivel de țară. Populația din zona montană reprezintă 15% din populația țării, o suprafață de 29,94% din total suprafața țării, din care suprafața agricolă 18,72%. Sunt 1.300.000 de fermieri activi în 915.000 exploatații agricole. Prin legea Muntelui se urmărește protecția resurselor naturale, densitatea echilibrată a populației în zonă, program de încurajare a activităților din zona montană, crearea și conservarea locurilor de muncă, crearea și protejarea infrastructurii și elaborarea de politici și reglementări pentru încurajarea activităților specifice zonei montane. Principiile de bază sunt enumerate aici. Principiul dezvoltării durabile, participarea publicului și implicarea factorilor interesați, parteneriatul public-privat, abordarea programatică, acordarea de șanse egale la un nivel de viață decent pentru toți locuitorii și protecția mediului. Ce aduce nou legea muntelui? Recunoașterea de către statul român a existenței condițiilor naturale specifice și aplicării principiului solidarității. Recunoașterea faptului că zona montană se caracterizează prin limitări naturale a productivității agricole. O nouă delimitare a zonei agricole, politici noi la nivel de masiv muntos, la nivel de bazin montan, constituirea comitetelor de masiv și a Consiliului Național al Muntelui, reorganizarea Agenției Zonei Montane prin înființarea la nivel regional centre regionale de dezvoltare montană, la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montană. Ce aduce nou și important legea muntelui? Se aprobă la cerere anual, dar nu mai târziu de 1 mai, de către organele silvice județene abilitate, la propunerea administrației publice locale, la trecerea animalelor prin păduri și spre zone, dinspre zonele de pășunat, încurajarea producției de lapte, înființare de centre de colectare, depozitare, puncte de sacrificare și a unor unități de procesare a materiilor prime. Sprijinirea producătorilor sau a procesatorilor de produse alimentare din zona montană, în vederea promovării produselor obținute, certificate ca produs montan, produs tradițional, produs ecologic, precum și a celor certificate la nivel european. Acordarea de stimulente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă. Ce mai prevede legea muntelui? Familiile tinere de agricultori din zona de munte care cresc animale în echivalent a 5 unități vită mare sunt scutite de impozitul agricol și impozitul pe venituri realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din venituri în următorii ani pe perioada existenței titularului. Statul îi va sprijini pe tinerii antreprenori, specialiști agricoli, medici și profesori care se stabilesc în zona montană și se obligă să desfășoare activitatea pe o perioadă de minim 5 ani în zona montană, vor primi o primă de instalare. Programul de încurajare a activităților din zona montană pentru care se alocă 1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a legii. Ce investiții se vor realiza prin proiecte
de legi aflate în dezbatere în Parlament. Investiții pentru înființarea centrelor de colectare lapte și de prelucrare lapte în zona montană, da, pentru bovine, pentru înființarea centrelor de sacrificare animalelor în zona montană, înființarea centrelor de prelucrare în zona montană, înființarea stânilor montane, înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lunii în zona montană. De asemenea, se vor face investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor și de pădure din zona montană, înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a plantelor medicinale în zona montană. Deci pentru o utilizare cât mai valoroasă a tuturor produselor care ne vin din zona montană și care vor contribui la creșterea veniturilor locuitorilor din zona montană și va face această zonă să devină atractivă. Legat de aderarea, de faptul că România va prelua președinția Consiliului Europei la 1 ianuarie 2019 pentru 6 luni, Ministerul Agriculturii a demarat un proces amplu de pregătire pentru asumarea responsabilităților care îi revin în domeniul agricultură și pescuit. Așa, în principalele atribuții ale unui stat membru care deține președinția Consiliului este să planifice și să conducă reuniunile ministeriale și tehnice care reunesc reprezentanții guvernelor statelor membre, precum să reprezinte Consiliul în negocierile acestuia cu celelalte instituții europene. În acest sens, Ministerul Agriculturii a desemnat persoane responsabile pentru pozițiile de președinte, vicepreședinte și responsabil de dosar, care vor gestiona grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene în domeniul agriculturii și pescuitului. Experții nominalizați acoperă 29 de grupuri de lucru și, de asemenea, a fost mărită echipa reprezentanței permanente a României la Bruxelles, 5 persoane fiind delegate din partea Ministerului Agriculturii. La nivelul Ministerului a fost creată o structură nouă care să asigure sprijin pentru grupurile de lucru, precum și pentru organizarea evenimentelor din timpul președinției Consiliului Uniunii Europene. Reprezentanții MEADR au participat deja la instruirile organizate pe tematici privind politicile economice ale Uniunii Europene, politicile externe ale Uniunii Europene, procesul decizional în Uniunea Europeană, sistemul decizional al Uniunii Europene. La nivelul Ministerului a fost înființat Comitetul de Coordonare a Activităților, Evenimentelor și Acțiunilor Asociate, ce se vor desfășura în perioada pregătirii și exercitării președinției României la Consiliul Uniunii Europene. De asemenea, Ministerul a stabilit pentru 2018 o serie de întâlniri bilaterale la nivel de ministru, precum și la nivelul de secretar de stat, cu reprezentanții din domeniul agriculturii și pescuitului din statele membre. Din această serie fac parte și întâlnirile domnului ministru Petre Daia cu ministrul agriculturii din Franța, din Polonia, din Croația, din Austria, din Germania, din Bulgaria, precum și participarea la întâlnirile organizate la Bruxelles, la Luxemburg și Sofia Consiliului AgriFish. Tematicile prioritare la nivelul agriculturii și pescuitului au fost discutate și stabilite la nivelul autorităților române, urmând ca forma finală să fie prezentată în toamna anului 2018. Dosare importante, cum ar fi adoptarea de către Consiliul pentru Agricultură și Pescuit, AgriFish, a documentului de acord politic referitor la pachetul legislativ Politica Agricolă Comună post-2020, încheierea negocierilor pentru dosarul practici comerciale neloiale, finalizarea propunerii de regulament privind băuturile spiritoase. Una din temele de interes major în contextul noului cadru financiar multianual o reprezintă reforma Politicii Agricole Comune. De aceea, sub președinția României, se vor continua discuțiile în legătură cu implicațiile bugetare PAC, nivelul sumelor alocate FEGA și FEADR, ratele de cofinanțare pentru dezvoltare rurală, urmărându-se obținerea unui acord de principiu. Aspectele urmărite în viitoarea Politică Agricolă Comună sunt modernizarea și simplificarea PAC, plățile directe și măsurile de piață, politica de dezvoltare rurală care să răspundă nevoilor de dezvoltare și modernizare a sectorului agricol, agroalimentar și a zonelor rurale prin atragerea tinerilor,
și menținerea acestora în zona rurală prin continuarea finanțării bazate pe granturi, fonduri nerambursabile, prin elaborarea unor instrumente de gestionare a riscurilor. Da. Avem o oră de cum e prezentat. Da. Dar s-a terminat. Nu suntem activi de partid. Am înțeles că ăsta e da. Programul de guvernare. Da. Dar adică avem și noi. Acum s-a terminat și de acum am ajuns aici. Da. Da. Dacă ne zice ceva important din neamț, dacă ne zice ceva de pesta porcină. Deci pesta porcină, pesta porcină, județul Neamț deocamdată nu este afectat. DSVSA-ul ia măsuri preventive în acest moment. Ei sunt cei care gestionează acest flagel. Aveți un număr de porcini de prin ferme? Noi avem situația la toate fermele. Noi avem mari... Este Suimprodu, Agrosuindu, la domnul Cocea, la SC Agraria, avem la Luțca, lângă Roman, o fermă, iarăși cu câteva mii de porci. Nu am situația exactă, dar... Noi, ca să avem așa da. Un număr de cape... Să luați de la doamna Sorlescu și o să vă dăm toate. Ceva, da, bine, asta v-am spus. Noi, deci cei care gestionează sunt de SVSA-ul. Noi sperăm să ne ajungă la noi, să oprească acolo unde a ajuns, dar asta ține și de modul de abordare de către toți crescătorii de animale. Că știți că nu, problema nu reprezintă marile complexe, ci o reprezintă gospodăriile populației. Și dacă o să vă uitați pe harta focarilor, o să vedeți că cele mai multe focare sunt în sud, sud-est și nu în Ardeal. În Ardeal cum au apărut, cum le-au izolat. De ce? Pentru că acolo și gospodăriile populației asigură măsuri de siguranță în micile lor ferme de creștere ale porcilor. După cum știți, în Delta se cresc porci în libertate, deci asta trebuie, un astfel de fenomen se poate stopa când toată lumea înțelege să respecte anumite măsuri de siguranță în creșterea porcinilor. Da? Pe care toți știu cum trebuie să le aplice, dar nu le aplică. Asta este. Inclusiv cu circulația cărnii sacrificate și care s-au dus. Da. Bun. Învață Maria de la... Nu știu, nu contează. Ce trebuie să facă? O învață DSV-ul? Da, învață DSV-ul și au toate și la nivelul de Consiliu Local s-au trimis materiale. Știu toți ce au de făcut. Important să respecte. Dar știți cum e la noi? Începe panica. Și încep să-și taie animalele, eu îi înțeleg din punctul lor de vedere, dar asta este. Uitați-vă, în Polonia din 2014 a intrat pesta porcină africană și nu este eradicată nici în acest moment. Deci asta este un virus care nu poate fi combătut prin vaccinări sau altceva, decât prin o respectare strictă a normelor sanitar veterinare. Și acum probabil că se vor aplica, dar cam târziu. Deci asta trebuiau să existe din totdeauna. Dar este, ține și de modul de abordare a crescătorului din mediul rural, care o fost obișnuit să crească porcii ca în timpurile trecute, când nu circulau... Cum ar trebui să crească? L-am întrebat mai înainte. Cădărică, nu cădărică. În primul rând să-și împrejmuiască cotețul, să nu lase animalele libere, nu? Deci da. Să nu se mai scoată... Vă dau un exemplu. Pe nu se respectă ordonanța 34, da? Unde spune ce animale au voie pe pășunii. Ovine, caprine, bovine, cabaline. Ne-am oprit. Ori toți ciobanii cresc porci la stână în libertate. Da? Ăștia vin oricând în contact cu porci mistreți, care sunt cei care poartă cel mai mult acest virus. Deci asta este prima. Crești, nu spune nimeni, dar închis, nu liber. Apoi, nu hrănești porcul cu resturi
alimentare. Da? Pentru că au folosit carne infestată, nu a fost tratată termic cum trebuie, o dai la porci și nu e în regulă. Adică trebuie să respecte condiții de bune practici. Da? Nu mai putem crește animale ca acum 40 de ani. Da. Dar cu pesta porcină cel mai mult de SRSA, o să vă informeze, noi doar ajutăm. Am avut două echipe plecate, a câte patru oameni și au stat câte 10-12 zile la Tulcea, în condițiile în care au stat, dar nu au zis nimeni că nu merge, au mers, deși a fost destul de greu, să știți. Au participat la acțiuni de dezinfecție, la filtre rutiere, da? Pentru că n-aveau cum să facă față, pentru că dacă vă uitați din cele 786 de focare care sunt în țară acum, 527 sau 34 sunt în Tulcea. Da. Nu avea astfel de filtre și la noi județ? Dacă se apare vreun focar, noi sperăm să nu apară. Nu, păi, ce să previn dacă nu am? Deci... Pe prevenim ce nu avem. Da, da. Problema este alta. N-ai pe ce temei să fac filtre dacă nu am un loc, un focar pe care vreau să-l limitez. Da? Acum s-au făcut la județele limitrofe, se iau anumite măsuri de prevenire. Probabil că dacă am vrea să nu se mai întâmple nimic, ar trebui să declarăm județul Tulcea județ închis. Nu intră și nu iese nimic. Da? Dar nu se poate. Nu se poate, că nu poți să blochezi activitatea dintr-un județ. Asta ține de conștiința oricărui român. Să înțeleagă că din acea zonă nu trebuie să mai plece nimic ce înseamnă porc. Mai e ceva, în delta vin și oieri din zona montană, care la rândul lor aduc animale. Dacă pleacă cu ele de acolo, nu pot să poarte virusul. Important e ca toți crescătorii de animale să înțeleagă să respecte aceste măsuri care sunt dure, dar trebuie respectate dacă vrem să scăpăm de acest flagel. S-a anunțat și o oarecare sau ceva cum legat de oi, un virus? Nu. Pesta micilor omegătoare. Da, pesta micilor omegătoare s-a anunțat în Bulgaria. Da. Dar aia nu e atât de periculoasă cum e asta. Este singurul care nu are vaccin, că dacă ar exista vaccin, se rezolvă problema. Asta e, revine de acum cercetării, rolul să obțin acest vaccin odată. Da. Vă dați seama că nu-l are nimeni. Da? Și există, deci, în Polonia, în Ucraina, în Estonia, acum au apărut și în Bulgaria. Există, mi se pare că și în Ungaria sunt câteva focare. Deci se va extinde, că n-ai cum. N-ai cum. Da. Deci în județul Neamț avem o organizație de udători, așa, în comuna Icușești, OAI Spiridonești, care intră în sistemul de irigație de la Dămenești, care e prins în program și organizația a fost înregistrată la Ministerul Agriculturii din august 2017 și prin ordinul 1286 din 31-7-2018 a fost aprobată transmiterea bunurilor din infrastructura secundară de irigație în proprietatea organizației de udători. Deci acum ANIF-ul le predă lor infrastructura și pe baza acestui ordin și a predării pot accesa programe prin AFIR pentru a lua fonduri să pună în funcțiune această stație de repompare
și care va deservi o suprafață de 895 de hectare. Din păcate, este singura suprafață din județul nostru care poate fi folosită pentru irigații, pentru că celelalte sisteme de irigații care au fost în județ nu mai sunt funcționale și nici nu au mai fost utilizate în ultimii 25 de ani. Ce trebuie în viitoarele programe, trebuie luat în vedere că în județ noi nu putem face decât prin acumulări locale pentru astea pe suprafețe mai mici și se poate accesa astfel de fonduri prin măsura 4.1. Se accesează și acum, dar te obligă ca din total program numai 49% îți dă pentru irigații, trebuie să ai 51% prins și alte activități în program, deci achiziții de utilaje, de toate astea, agricole. Trebuie avut în vedere că Moldova de acum și Rete și județul nostru va fi tot mai mult afectate de secetă și trebuie găsite alte soluții pentru a aduce apa la plantă, inclusiv irigări cu apă în subteran, dar astea se pot face suprafețe mici de 50 de hectare, o pot face mari fermieri, da? Una din cauzele care a dus la dispariția acestor sisteme de irigații care existau, când noi aveam în jur de 6.000 și vreo 900 de hectare la nivel de județ, a fost bulversarea, adică reconstituirea proprietății, fiecare s-a dus pe bucățica lui și atunci aceste sisteme au dispărut. Acum cei care au reușit să înființeze ferme mari pot să facă, dar vedeți că și astea se fac cu acordul arendașilor. Trebuie să-ți dea acordul să faci o investiție pe terenul lui. Dar în viitor asta va fi. Trebuie să facem să prin baraje să creăm un lac, prin apa din subteran, inclusiv captări din Siret și din Bistrița, pe amenajări mai mici, dar nu sunt prevăzute în momentul de față fonduri pentru așa ceva. Cine vrea face pe cheltuiala lui. Unii au mai făcut.